Salutare și bine v-am găsit la un episod din Dark Souls 2. Și astăzi trebuie să plecăm mai departe. Două secunde. Călătorim până în Hades Tower of Flame. Perfect. Acum trebuie să mă deplasez prin zona asta. Perfect. Trebuie să schimb de aici o armă foarte, foarte rapid. Și să mă mișc prin zona asta. Bun. Ne mișcăm. Și într-adevăr suntem înapoi într-o zonă în care am mai fost. Dar de data asta vom merge la stânga. Perfect. Încă puțin. Perfect. Și trebuie să mă duc mai departe. Bun. Continuăm pe aici. Și o să avem parte de o luptă foarte, foarte interesantă. Așa. Superb. Și ne mișcăm pe aici. Sper să mai găsim încă o fantomă. Două secunde. Și acum să plecăm la luptă. Pe aici. Cele două domnișoare vin cu mine. Și cred că o să fie o luptă interesantă.
Ok, super. O idee bună ar fi să mă retrag puțin. Bun. Tipul ăsta este foarte înalt. Este un lord, dacă nu greșesc. Iar lordii sunt dintr-o perioadă mai veche. Armura lui, în mod normal, trebuia să aibă o altă culoare. Trebuia să fie din bronz, dacă nu greșesc. Așa. Și l-am doborât. Am făcut o treabă destul de bună și acum va trebui să plecăm de aici. Deschidem cufărul. Avem două cufere. Pe aici. Și putem schimba casca. Deși nu cred că ar fi așa o idee bună, pentru că este puțin cam grea. Totuși. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us, and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. Do my ears deceive me? Who would refuse such magnificence? Gods have mercy on this half-wit. He knows not what he speaks. Bun. Eu am altă treabă momentan. Trebuie să mă duc până aici. Aprindem focul. Și plecăm până unde? Două secunde. Până aici. Avem puțină treabă. Și o luăm pe drumul ăsta. Locul ăsta este foarte interesant. Trebuie să cobor pe aici. Bun. Bun. Ne atragem atenția. Ne schimbăm arma.
și-l doborâm. Pe aici. Super. Și acum trebuie să mă duc în direcția asta. Mai este un soldat. Și să vedem ce mai avem de făcut pe aici. Bun. Plecăm cu liftul. Pe aici mai am un scut. Puțin cam mare. Dar este un scut destul de bun. Să ieșim de aici. Bineînțeles că nu o să-l păstrăm. Din cauza că este un echipament foarte, foarte greu. Trebuie să mă mișc destul de ușor. Două secunde, avem aici o luptă. Superb. Pe aici, pe sus. Deschidem cufărul. Și găsim o altă armură. Seamănă foarte mult cu a noastră. După cum observați, este aproape identică. Și acum trebuie să-mi văd de drum. Coborăm. Pe aici. Și să vedem unde ajungem. Se pare că aici este un foc. Iar aici este din nou look at el. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I have no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead?
These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Bun, am mai aflat puțin din povestea lui Lucatiel și ne oprim în locul ăsta. Iar episodul nostru cred că se va încheia aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!